conferința de presă de astăzi doresc să fac câteva scurte referiri cu privire la anumite probleme generate prin adaptarea întregului intern față de reglementările comunitare în materia taxei de poluare. După hotărârea Curții Europene de Justiție de la Luxemburg din 7 aprilie 2011, prin care s-a stabilit că taxa de poluare introdusă de România, impusă mașinilor la prima lor matriculare în România, contravine legislației UE, am vorbit și de o serie de consecințe deosebite importante, atât în privința activității judiciare, cât și a situației bugetului. Intențiile de judecată vor fi asaltate cu cereri de revizuire de către toți justițiabilii care au pierdut procesele, prin care au cerut să li se restituie taxele de poluare. Temeiurile juridice pentru astfel de cereri se regăsesc atât în dreptul intern, cât și în dreptul comunitar. Trebuie să reamintim principiul întâietății dreptului comunitar în raport de legislațiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care obligă judecătorii din spațiul comunitar să aplice cu prioritate normele comunitare în raport cu legile naționale ale statelor lor. Este de așteptat ca hotărârile anterioare nefavorabile acestor justițiabili să fie reformate. Pe cale extraordinară de atac a revizuirii, urmând ca aceștia să-și recupereze banii de la autoritățile care i-au încasat, Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Finanțelor prin instituțiile de concentrate care le reprezintă la nivel de județ. Este regretabilă poziția Ministerului Mediului și Pădurilor, care încearcă, printr-o speculație nefondată, să restrângă efectele hotărârii instanței comunitare la situațiile existente înainte de modificările aduse OUG 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule. Cu cât fast ne-a anunțat Institutul Național de Statistică, cu câteva săptămâni mai devreme decât după moda ultimilor 20 de ani, despre creșterea economică din primul trimestru și despre ieșirea din recesiune, care nu este identică cu ieșirea din criză. Am citat. Vreau să vă spun câteva lucruri ca să fiu foarte bine înțeles. În primul rând, Institutul Național de Statistică, în fiecare an în ultimii 20 de ani, își face analiza primului trimestru, în luna iunie a anului în curs. De ce am avut cu câteva săptămâni mai devreme dat în acest an acest rezultat? Fiindcă trebuia să-l ajute pe domnul premier Boc în lupta pe care o are în interiorul partidului mâine. Deci un cadou făcut pentru domnul Boc. Doi la mână, Institutul Național de Statistică ne conferă o creștere economică în marja de eroare a calculului Institutului. Să știe că Institutul lucrează cu o marge de eroare de cel puțin 1%, iar creșterea economică pe care ne-au dat-o este de 0,6, adică corectabilă cu marja de eroare care poate fi și minus 0,4. Trei la mână, se insistă în mod triumfalist pe ieșirea din recesiune, care nu este egală cu ieșirea din criză. Nu există niciun dicționar limbii române, engleze, franceze, germane sau literaturii de specialitate economice vreo diferență dintre ieșire din recesiune și ieșire din criză. Recesiune este egal cu criză în toate aceste dicționare și în toate manualele de economie. În România lucrurile merg din rău mai rău. Că nu s-au luat măsurile economice necesare depășirii situației de criză, că neluându-se aceste măsuri, e puțin probabil ca economia românească adresată pieței interne să sufere vreo modificare pozitivă, ba dimpotrivă, își va scădea în continuare producția de produse sau servicii, fiindcă nu are pentru cine să producă atât timp cât piața cade în fiecare lună, și vom miza în continuare pe exporturile multinaționalelor care să ne scoată din punct de vedere statistic în cifre cât de cât favorabile.